Biserica Zlătar este situată pe Calea Victoriei, fostul pod al Mogoșoaiei, într-o zonă încărcată de vestigii istorice ale Bucureștilor de altădată. Inițial, lăcașul a fost construit probabil din lemn pe la jumătatea secolului al XVII-lea, pe timpul domnitorului Matei Basarab. După cum îi arată și numele, biserica a fost ridicată de meșteri zlătari, adică aurari sau argintari, din Mahalaua Popii Manta. Sunt aici trei generații de construcție, pentru că cel mai vechi locaș a fost atunci, în secolul al XVII-lea, de atunci se păstrează de fapt și denumirea de astăzi a bisericii de zlătari, deci după numele Breslei, care lucra aurul, așadar o biserică de breaslă la început, apoi o ctitorie voievodală, pentru că a doua construcție, o construcție de zid, ale cărei urme au fost identificate de către arheologi pe acest loc, este ctitoria familiei Cantacuzino. Numele spătarului Mihail Cantacuzino este legat direct de ctitoria bisericii de la anul 1700-1705. În documente se păstrează și numele Sfântului Voievod Constantin Brâncoveanu, care a primit vizita Patriarhului Alexandriei, Gerasim Palada, și din anul 1709 se păstrează o pisanie în limba greacă ce vorbește despre acel sfânt locaș de la începutul veacului al XVIII-lea. Așezământul a fost bogat înzestrat de ctitor cu prăvălii, pivnițe și moșii, devenind una dintre cele mai bogate mănăstiri din țară în secolul al XVIII-lea. A fost închinată Patriarhiei din Alexandria împreună cu hanul zlătar care se afla în vecinătate. Cu tremurele din 1802, dar mai ales din 1838, au afectat grav lăcașul de cult. În forma actuală, biserica aceasta în care ne aflăm a fost construită între anii 1850-1852. Este o ctitorie a arhiereilor care păstoreau aici la mănăstirea grecească din vremea respectivă, Calistrat Livis și Atanasie Livis. Acesta a desăvârșit, de fapt, ctitoria, noua ctitorie, pe la anul 1852. Între anii 1853 și 1856, biserica a fost pictată de maestrul Gheorghe Tatărescu, deci un mare profesor de pictură, un întemeietor de școală de bele arte la noi în țară, și în același timp un enoriaș al bisericii de aici, pentru că foarte aproape de noi se află și casa memorială a maestrului Gheorghe Tatărescu. Din 1888, lăcașul a devenit biserică parohială. La 1903, hanul și turnul Clopotniță au fost dărâmate pentru lărgirea Căii Victoriei. Atunci s-a descoperit o frescă azi pierdută arătând nașterea Maicii Domnului și o inscripție de închinare Patriarhiei din Alexandria. O restaurare are loc în perioada 1907-1908 prin grija arhitectului Jean Pompilian. Cu tremurul din 1940 avariază turlele bisericii, acestea fiind refăcute atunci provizoriu, iar între anii 1971-1973 reclădite în forma de azi. În perioada de după al doilea război mondial au fost alte lucrări de restaurare a bisericii și turile au fost refăcute în anul 1973, iar la deceniul întâi, în deceniul întâi al veacului al 21-lea, cel în care ne aflăm, trecem iar printr-o perioadă de restaurare, de înnoire. Construcția bisericii, așa cum o vedem astăzi, are un plan cu o singură navă, terminată cu absida pentru altar. Lateral, absidele sunt doar sugerate sub două dintre cele patru arce ale turlei. O alcătuire mai specială o are naosul, pătrat, cu pantantivi arcelate, așezate pe colțuri. Pe extremitățile reunite ale pereților naosului se ridică alte patru turnuri, mai mici și mai svelte, tot octogonale pe bază de secțiune pătrată. Pronaosul este mai îngust, acoperit cu o boltă în leagăn și are cafas deasupra intrării. Tâmpla, sculptată în lemn și poleită împreună cu icoanele sale ferecate în argint, reprezintă adevărate opere de artă. Comoara cea mai de preț a bisericii zlătar este de 200 de ani, racla cu moaștele Sfântului Sfințit Mucenic Ciprian.
Mitropolitul Gavril Bănulescu Bodoni a fost unul dintre cei care și-au legat numele de istoria zbuciumată a Basarabiei. S-a născut în anul 1746, în Bistrița Transilvaniei, într-o familie la origine din Câmpul Lung moldovenesc. Și-a făcut studiile în Ardeal, apoi la Academia Duhovnicească din Kiev. De aici începe un lung periplu la școlile grecești din insula Patmos, Smirna și Mănăstirea Vatopet, din Muntele Athos. S-a călugărit la Constantinopol cu numele de Gavril în anul 1779. În anii următori revine la Iași. Aici este profesor și predicator la Catedrala Mitropolitană. Între anii 1782-1784 ajunge însă profesor, apoi rector al seminarului rus din Poltava. În timpul unui nou război ruso-otoman, avându-se în vedere simpatiile sale politice, țarina Ecaterina a II-a a Rusiei mijlocește pentru Gavril Bănulescu Bodoni. Acesta din urmă este numit episcovicar al Mitropoliei Moldovei, cu titlul de Ackerman și Bender. Printr-un ucaz, un act oficial al împărătesei, este numit chiar mitropolit al Moldovei, în anul 1792. Odată însă cu plecarea trupelor rusești din Moldova, este nevoit să se retragă din scaun. Merge în Rusia și astfel ajunge mitropolit al Poltavei, apoi al Kievului. Din această demnitate arhierească este pensionat în anul 1803 și se retrage în localitatea Dubăsari, pe malul Nistrului. În anul 1808, țarul Alexandru I îl cheamă într-o nouă demnitate, în contextul ocupării țărilor române de către trupele ruse. Astfel, sinodul Bisericii Ruse îl numește exarh al mitropoliilor din Moldova și țara românească. În această perioadă conduce efectiv Mitropolia Moldovei, vreme de 4 ani. După anexarea Basarabiei la Imperiul Țarist în 1812, Sinodul Bisericii Ruse l-a numit pe Gavril Bănulescu Bodoni, arhiepiscop al Basarabiei, cu reședința în Chișinău. La vârsta de 67 de ani începe organizarea noii eparhii, pe care o va păstori până în anul 1821. În această calitate a înființat un seminar teologic la Chișinău, care va cuprinde și clase pentru copiii nobililor din ținut. Cu toate acestea, preocuparea sa permanentă a fost aceea a ținerii unor cursuri la nivelul celor din țările române, dar mai ales din Imperiul Habsburgic. În acest sens, inaugurează și tipografia eparhială, din care va alimenta cu diferite cărți de cult nu doar Basarabia, ci și țările române. Tot din inițiativa sa au fost tipărite în limba română, la Sankt Petersburg, Noul Testament și apoi întreaga Sfântă Scriptură. Mitropolitul Gavril Bănulescu Bodoni a trecut la Domnul în anul 1821, fiind înmormântat la Mănăstirea Căpriana, unul dintre așezămintele restaurate în timpul arhipăstoririi sale. Una dintre publicațiile bisericești eparhiale de tradiție este și cea intitulată Păstorul Ortodox. A apărut la Pitești ca organ al societății Frăția a clerului din județul Argeș. Ziarul nu a fost editat în mod constant, iar la început se numea simplu Păstorul. A apărut lunar între anii 1904-1912, 1931-1937, 1938-1944, 1946-1947. După aproape 5 decenii, publicația a fost tipărită iar, într-o nouă serie. Se știe că de redactarea păstorului ortodox se ocupa în mod curent un comitet de preoți din eparhie, dar contribuiau cu articole și slujitori din alte zone. Din 1995, publicația apare ca revistă a episcopiei, în prezent Arhiepiscopia Argeșului și Mușcelului, sub îndrumarea ierarhului locului. Cuprinde teme variate din domeniul istoriei, a vieții bisericești, dar și articole literare și de interes general.